Bun găsit, tuturor, a fost mai degrabă un gest simbolic. Asta pentru că această decizie de revocare a vicepreședintului autorității de audit din cadrul Curții de Conturi nu are și, să spunem, un efect juridic asupra anchetei penale aflată în curs. Acesta a fost acum revocat pentru că a intrat în arest preventiv, iar această nouă situație în acest dosar a permis legislativului național să demareze această procedură de revocare. O procedură de revocare cerută, solicitată atât de cei din opoziție de către USR, dar și de fostul partid de proveniență al lui Nicolae Bădălău, vorbim de Partidul Social Democrat. Acesta, din urmă, prin conducerea sa, ceruse inițial lui Bădălău să își depună demisia. Demisia însă nu a venit. Drept urmare, cei de la PSD s-au alăturat celor din opoziție în acest demers simbolic. Așa cum am spus. Totuși am asistat în plenul reunit la un adevărat, să spunem, tir din partea opoziției, care a acuzat Partidul Social Democrat că l-ar fi instalat pe Nicolae Bădălău la Curtea de Conturi tocmai pentru a pune presiune pe primarii, în special pe primarii opoziției. De altfel, una dintre acuzațiile aduse de către procurori în rechizitoriu se referă la modul în care se folosește Nicolae Bădălău de funcția sa, tocmai pentru a obliga primarii, în special din județul Giurgiu, să acorde contracte publice, din bani publici, către o serie de firme deținute de către propria sa familie.